Citeam câtva timp în urmă un studiu care s-a făcut aici despre școală, despre tinerii care merg, copiii noștri care merg la școală, inclusiv liceu și facultate, despre tinerii creștini care merg la biserică, despre copiii creștini care merg la biserică. Unde cei mai mulți se lasă de credință este școala generală, clasele generale. Până în adolescență, 40-45%, 40-45% din copii care merg cu părinții la biserică în timpul școlii generale se lasă de credință. Sau o trăiesc așa aproximativ. Cu tata și cu mama merg duminică sau în altă zi la biserică și apoi sufletul lor sărăcește tot mai mult. În liceu e același procentaj. 40-45% din liceeni lasă ca credința lor să sărăcească până nu o mai găsești deloc. Noi cumva așteptăm ca copiii noștri să crească mai mari și ne gândim că dacă vor merge la facultate, cumva acolo e pericolul cel mai mare. Că sunt deja, au trecut de perioada asta adolescentină și apoi acolo e problema, mai problematică. Ori studiul zice că doar 10% își pierd credința din studenții noștri care pleacă la școală, doar 10% în comparație cu ceilalți pe care îi avem noi în casă, cu mama și cu tata, mergând la biserică și rugându-ne, poate mulți dintre noi, cu ei acasă. Ne gândim că vor crește mari și acolo nu vor mai merge la biserică deloc și totuși, studiul arată că doar 10% se pierd în comparație cu aceștia care rămân în casa noastră. Evanghelia care am citit-o astăzi a fost Evanghelia sau acel pasaj frumos pe care noi îl știm, a tânărului bogat. Se pare că în primele versete deja totul e spus. Toată lumea și-ar dori un tânăr așa, un copil așa sau un ginere așa. Zice că eu, Doamne, toate astea le-am păzit. Tot ceea ce îmi spui Tu despre porunci, eu le-am păzit din copilăria mea. Mi se pare că frumos a început. Frumos a început. Și totuși, vă spuneam la început de liturghie, e trist. Se termină acel pasaj foarte trist. Că a plecat tânărul de la Hristos întristat. De ce? Că avea multe bogății. Nu cred că Domnul Iisus vorbește despre bogății materiale. Domnul Iisus prin asta vorbește despre tot și despre toate, despre acele momente și persoane și lucruri de care ne atașăm sufletul și care nu mai putem le lăsa. Nu ne putem imagina viața fără persoana respectivă, fără bunurile pe care noi le căutăm să le avem. Și atașarea noastră de cele bunuri materiale face să nu ne lasă să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Aici este toată Evanghelia de astăzi. E frumos când acest tânăr se apropie de Hristos și zice că, bunule învățător, ce să fac să moștenesc Împărăția lui Dumnezeu? De ce e frumos? Că noi puțin ne întrebăm cu întrebarea asta. Doamne, ce să fac să moștenesc? Noi puțin, ca copii, întrebăm pe părinții noștri, tati, ce să fac să moștenesc Împărăția lui Dumnezeu? Vedeți, o întrebare atât de pertinentă, care ne trezește un pic. Ce-i cu viața mea? Pentru ce o trăiesc? Și tânărul ăsta s-a apropiat de Domnul Iisus. Eu cred că Domnul Iisus deja vroia să plece. Și a alergat în urma lui, i s-a închinat și zice, stai un pic, Doamne, vreau să te întreb ceva. Insistența lui a dat rod, a dat un rezultat. Că Domnul s-a oprit și l-a ascultat. Mi-ar plăcea și noi să fim insistenți. Să-i spunem Domnului niște întrebări. Să-i punem Domnului despre întrebări despre relația în cuplul nostru. Despre relația părinți-copii. Despre relația între frați și sorori din biserică. Cum îi, Doamne? Spune-mi că am niște întrebări. Și dacă Dumnezeu nu ne spune nimic, mă întreb dacă L-am întrebat cu adevărat, dacă am avut insistența să-L apucăm de haina Lui și să spunem, Doamne, vreau ceva să Te întreb. Această insistență poate să ne fie o lecție bună pentru noi. Am ceva să te întreb, că de 10 ani sunt în cuplu cu soțul sau cu soția și numai bine nu este. Vreau să-ți spun ceva, ce să fac? Că tânărul ăsta a venit și l-a întrebat, Doamne, ce să fac? Aici vreau să vin și
Dacă dumneavoastră vă întrebați, totuși atâta merg la biserică și parcă Dumnezeu nu mă ajută, parcă Dumnezeu nu e prezent. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră și pe mine între același timp, dacă avem insistența acestui tânăr, și el n-a spus, Doamne, a spus, Bunule Învățător. Aici este a doilea punct a învățăturii de astăzi. A spus, Bunule Învățător. El s-a referit la Domnul Iisus, ca la un învățător, atât. Cartea asta o putem citi. Și înainte de noi să știți că au citit-o foarte multă lume, care au citit-o ca un roman, sau ca o carte istorică, sau cum era geografia acelei țări pe atunci, sau cum migrau popoarele. Cartea aceasta e un studiu extraordinar pentru toate generațiile de când s-a scris ea. Dar diferența în citirea lor și în citirea altora, cum ne apropiem de ea? Te apropii de ea ca de Cuvântul lui Dumnezeu, ca de Cuvântul lui Dumnezeu scris pentru tine personal, sau ca o carte de istorie? Că tânărul a spus, Bunule Învățător, aș putea și eu și dumneavoastră să venim ca un ucenic la cartea asta și să învățăm ceva nou. Dar dacă vrei să te apropii cu adevărat de Dumnezeu și El să devină doctorul și să lucreze pe cord deschis la inima ta, atunci trebuie să ai o altă atitudine. Să lași din mândria ta, să lași din diplomele tale, să lași din partea asta socială cu care noi ne mândrim, cu poziția noastră pe care o avem în lume, să lași un pic mai jos, eu spun de multe ori, să te cobori de pe calul tău alb și te apropii de Iisus, să-i cazi în genunchi și să spui, Doamne, am și eu o problemă, dacă vrei să vii, să lucrezi în familia mea. Vedeți toate aceste daruri care noi le aducem ori pentru cei adormiți, ori pentru cei vii, pentru sănătate. Să știți că primii creștini întotdeauna aveau un loc la masă pentru Domnul Iisus. Întotdeauna ei puneau ceva la masă pentru Domnul Iisus. Atât de vie era relația lor cu Dumnezeu. Și mi-ar plăcea ca venirea noastră astăzi în casa lui Dumnezeu să nu fie în zadar. Să nu vă pierdeți 2 sau 3 ceasuri din programul dumneavoastră de duminică, ce aș vrea să fie cu folos. Mi-ar plăcea ca plecând astăzi, dincolo de acest prag, în afară, să nu se termine rugăciunea. Mi-ar plăcea să nu se termine liturghia. Mi-ar plăcea ca să mergeți de aici cu melodia și cu parfumul Duhului Sfânt. Și să spui că astăzi, cu adevărat, am fost în casa lui Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu mi-a vorbit. Astăzi Dumnezeu cred că a vorbit și acestor copii cu care ne-am rugat împreună. Mie îmi face o mare bucurie să-i văd aici cum citesc la pomelnice. Eu n-aș putea așa. Pentru că ăștia sunt îngerii care vă pomenesc pe dumneavoastră și toată familia pe care o aveți. Asta e frumos. Că măcar că noi mai avem gălăgie de la ei, dar eu cred că noi adulții mai mult vorbim ca ei. Dar fiind ei aici prezenți, e o adevărată prezență a Îngerului lui Dumnezeu. Vreau, începând de astăzi, să rog biserica, să rog ceva, că nu ne-a mai rămas decât câteva luni din anul 2021. La începutul anului, mulți dintre noi ne-am fixat niște obiective, am avut niște proiecte, ne-am fixat niște perspective să facem, să dregem, să luăm, să ducem, să construim și anticipez un pic ceea ce vom spune mulți dintre noi în decembrie. Am mai trecut un an și nu prea am făcut ce am vrut. Începând de astăzi, această biserică va începe a citi Noul Testament. Noul Testament până în decembrie, până în 25 decembrie. Noul Testament să-l dăm gata. Avem 4 Evanghelii și apoi toate scrierile a Sfântului Apostol Pavel, Petru, Faptele Apostolilor, Ioan, Iacob, Iuda, mici scrisori. Deci vreau, n-am să vă rog să ridicați mâna sus, dar vreau să vă luați un angajament. Noul Testament, începând de azi, fratele Vitale întotdeauna ne pune pe grup câte un capitol, câte 2, câte 3, acum nu va pune nimic. Acum aveți toată lumea cartea asta acasă. Cartea asta se numește Biblia, împărțită în 2 părți mari. Vechiul și Noul Legământ, sau Vechiul și Noul Testament. A doua parte e mai subțire, e mai, un pic mai mică ca prima, și partea asta care e mai mică, Noul Testament, începând de la Evanghelia de la Ioan, până pe 25,
aveți toată de la Matei, începeți, aveți tot timpul cumva de partea dumneavoastră să citiți cum vreți, câte 10 capitole pe zi sau câte unul pe zi, dar până în 25 decembrie Noul Testament să-l citiți. Vom avea și alte cărți, în curând vom avea și alte cărți, dar Biblia rămâne neschimbată. Noi citim și alte cărți despre dezvoltarea personală, despre dezvoltarea profesională, despre copiii pe care avem, despre educația lor, dar Biblia rămâne neschimbată. Trebuie de citit Cuvântul lui Dumnezeu, altfel nu vom putea avansa. Biblia aceasta n-a fost scrisă pentru baptiști, ci pentru toți copiii lui Dumnezeu care vrea să meargă în Împărăția lui Dumnezeu sus. Încă o mică paranteză vreau să fac la Evanghelia de astăzi. Tânărul acesta bogat, noi nu știm cum a primit el Cuvântul lui Dumnezeu după, dar în prima fază s-a întristat. Am putea un pic să anticipăm, că îl vedem pe alte pagini, mai târziu în Evanghelie, pe patul de moarte. A murit și sărat. Așa că întristarea de la Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu produce în tine schimbare spre bine, ai putea să fii trist până la capăt, să-ți porți hainele tale de lux până la capăt și mântuit să nu fii. Întristarea care o vom citi pe paginile Bibliei trebuie să provoace în noi schimbare. Dacă nu ne face nimic, nici cald, nici reci, atunci o citim, repet, ca o carte oricare. Trebuie să, când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne vorbească El. Și când ne punem pe genunchi cu familia la rugăciune, îi vorbim noi Lui. Despre grija noastră, despre problema noastră, despre sănătatea noastră, despre gândurile noastre. Apropo, știți câte gânduri are omul pe zi? Multe. Nu foarte multe. Deci științific, între 60 și 70 de mii. Între 60 și 70 de mii de gânduri care devin cugete în noi, pentru că le ținem, pentru că ne plac. Și ar trebui ca aceste 60-70 de mii, măcar 50, să le avem pentru mântuire, pentru Domnul, pentru închinare, pentru laudă a Tatălui Ceresc. Vă imaginați? 70 de mii de gânduri pentru tot, pentru toate și în fond, dacă le analizăm, pentru fac grand chose. Îndreptați toate aceste gânduri pentru Domnul și pentru pocăință.